Sunetul ăsta e cel mai tare sunet care există. E cel mai fain. Sunetul ăsta vorbește despre esență. Are un ritm că timpul inima îți bate sau le bate celorlalți, înseamnă că poți să faci ceva. Asta este cea mai frumoasă și cea mai tare reprezentare a vieții. Sus, 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 sus. Așa e în viață. Dacă ar fi plat, am fi morți. Numai că o multora le place să vorbească despre echilibru și să caute echilibru, dar îl caută pe acolo, pe sus. Foarte mulți consideră că echilibru înseamnă să fii fericit și caută doar fericirea. Și când se simt acolo, pe jos, pe undeva, căci e normal, să pierd sau să caut. Mă amuz asta, ce faci? Mă caut. Unde? Atunci când îți pierzi capul și nu mai știi pe unde e, de fapt să-ți cauți inima. Echilibrul e să accepti că asta e cea mai bună reprezentare a vieții. Și că dacă acceptăm că noi și pe lângă noi e și bine și rău, aia înseamnă că pleci cumva la drum cu o idee mai bună despre echilibru. Contează să mergi cu inima deschisă prin timp, ca să-l parcurgi așa cum trebuie. Contează să ții un ritm bun, să trăiești cu un anumit ritm, acolo unde poți, pentru că de multe ori nu poți. Și e ok să nu poți și să accepti chestia asta, pentru că dacă nu accepti, te iei de cap și nu ai cum să urci cu o greutate mai mare decât a ta. Îmi place și iubesc intensitatea la oameni. Intensitatea te face să trăiești într-un ritm bun. Înseamnă să fii relaxat în timp ce ești cu totul acolo. Contează foarte mult să îți dai voie să fii intens. Când îți dai voie să fii intens, ești natural. Nu mai contează unde pui virgula, unde scapi în jurătura. Contează foarte tare să mergi cu inima deschisă în experiențele pe care le iei. Asta te va face să înțelegi mai multe, să vezi mai mult. De obicei, ăla e locul unde simți că trăiești intens sau pici sau zbori sau te apucă cu fluturi. Pentru mine, Dumnezeu e cel mai mare regizor, pentru că desenează în felul ăsta. E regia lui Dumnezeu și o întâlnești în tot ce vrei. Cred că contează mult mai mult să simți și să vezi care-i desenul tău. Când ți-a bătut inima mai tare, când ne-a bătut inima mai tare, și jos și sus. Aia e harta dezvoltării tale personale. Cred foarte mult în sunetul ăsta. Și ascultați-vă inima, ascultați-o cu totul. Și când e jos și când e sus. Că timp nu e moartă, are unde să ajungă și are unde să vă aducă.